Povestea pe care vă spun acum s-a petrecut acum mult, mult timp. Încercați să vă imaginați o vreme îndepărtată, o vreme în care animalele mergeau în două picioare și, ca și noi, știau să gătească, să cânte, mai chiar să și danseze. Aici începe povestea noastră. Aș vrea 4 portocale coapte, vă rog. Da, imediat. Dar, doamne, câte bunătăți ați cumpărat, vai! Desigur, azi e ziua iubiților mei nepoți și vreau să aibă parte de o petrecere pe cinste. Ce idee extraordinară, doamne, poftim portocale dumneavoastră. Iar asta e pentru nepoții dumneavoastră, poftiți, urați-le la mulți ani și din partea mea, doamnă. Ce drăguț, le voi spune, fiți sigur. La revedere. Așa, acum totul e gata. Bunico, ce frumos miroase! Ce bine azi e petrecere! Hei, pe tort sunt desenate fețele noastre! Haideți, fugiți să vă spălați pe mâini, apoi mâncăm! Da! Ce bună e! Delicioasă! Extraordinară! Îți atelinci pe pod, nu altceva! N-am mai mâncat niciodată ceva așa de gustos! Nepoței mei dragi, da? Ascultați-mă! De acum v-ați făcut mari și cred că a venit timpul să părăsiți această casă. Poftim? Și unde să ne ducem? Ce părăsim casa? O, ce necaz! Nu știți că la vârsta voastră sunteți considerați deja adulți? De aceea, începând de mâine, fiecare dintre voi va trebui să-și construiască singur viața. Da, eu nu vreau! Da, nici eu nu vreau! Spune-ne, bunicuțo, chiar trebuie să ne părăsim căsuța? Da... Și pe mine mă întristează la fel de mult această despărțire, însă de acum înainte va trebui să învățați să vă descurcați. Aveți grijă. Ce? Aveți grijă. Deschideți bine ochii și fiți foarte atenți la lupul cel rău. Nica a spus că trebuie să învățăm să ne descurcăm singuri în viața unui. A, bine, dar cum se face asta? Am o idee! Da. Ai nebunit! Te-ai băgat în sperieți! Mă iertați, n-am vrut. Am luat o hotărâre. Îmi voi construi o căsuță. Vrei să-ți construiești singur? O casă? Da! Înainte să plecăm, bunica ne-a spus că ne-am făcut mari și că acum trebuie să devenim independenți, vă amintiți? Da. Da, în plus, fraților, am auzit că prin locurile acestea se ascunde o luptă foarte rău. Avem nevoie de o căsuță, un loc în care să ne adăpostim. E o idee bună. Vreau și eu să-mi construiesc o casă. Și eu. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, la lucru. Da. Din acea clipă, drumurile celor trei frați se despărțiră și fiecare și-a început viața pe cont propriu. Au început să se descurce singuri, așa cum le spusese bunica, gândindu-se cum să-și construiască adăpostul, primul purceluș își cumpără multe, multe paie. Să-ți construiești o casă din paie, e chiar floare la ureche! Cel de-al doilea purceluș se gândi să meargă să-și cumpere lemne. Acum mai trebuie un ciocan, câteva cuie și gata casa. În acest timp, mezinul dădu fuga și își cumpără cărămiză. Cu
aceste cărămizi îmi voi construi o casă trainică și frumoasă, ca o bunicii, și nimeni nu o va putea distruge. Astfel că fiecare în felul său, cei trei purceluși se puseră pe treabă. O foame de lup. Ce o spăț pe cinste. Am terminat de construit. Trebuie să recunosc că am făcut o treabă grozavă. Sunt curios ce au făcut frații mei. Iată, uite ce purceluși grăsuni și apetisant avem. Sunt sigur că această căsuță pe care am construit-o eu e mult mai frumoasă decât a lor. E, voilà! Bună, purcelușule, îmi dai voie să-ți admir noua casă? Cine poate să fie? Au! Sărăcuțul de mine e lupul! Ei, nu fi nepoliticos, purcelușule, deschide ușa și lasă-mă să intru în casa ta nouă și primitoare. Nu te las să intri, tu vrei să mă mănânci? Ori îmi deschizi de bunăvoie, ori îți dărâm casa dintr-o suflare. O să număr până la 3, fii atent. 1, 2, 3. Am terminat una. Am făcut o căsuță demnă de toată lauda. Sunt tare, sunt sigur că e mai frumoasă decât căsuțele fraților mei. Ce surpriză plăcută. S-ar părea că azi e ziua mea norocoasă. Hei, purcelușule, știu că ești acolo, lasă-mă să intru în noua ta căsuță, a? Dar cine mă strigă? Aha! Nu, e lupul cel rău, ce mă fac? Hai, purcelușule, lasă-mă să intru, doar nu vrei să fiu nepoliticos acum, a? Nu mă gândesc, eu știu că vrei doar să mănânci. Dacă nu vii imediat să deschizi ușa, îți voi dărâma și ție casa cu o singură suflare. O să număr până la 3. 1, 2, 3. În sfârșit am terminat. Trebuie să recunosc că n-ai ieșit rău deloc. Se pare că zicala e adevărată. Dacă nu sunt trei, nu sunt toți. Cine e? Sunt un biet trecător, purcelușule, mă las să intru în căsuța ta, te rog. Un trecător? Ia să vedem. E lupul cel rău! Ei, purcelușule, ce aștepți? Lasă-mă să intru, a? Ce zici? Pot să intru? Nu te las! Știu prea bine că nu vrei decât să mă mănânci! Păcat, biet purceluș! O să-ți dărâm casa cum am făcut și cu ceilalți doi purceluși! Pregătește-te! Ciudat!
Casa nu s-a dărâmat. Ei, mai încerc o dată. Un, doi, trei. De data asta nu o să mai reziste. Unu, doi, trei și... Trebuie să reușesc neapărat, că nu mai pot. Ura! Lupul n-a reușit să-mi dărâme căsuța. A fost o idee foarte bună să-mi construiesc un adăpost atât de puternic. Ura! Ura! Nu te bucura încă, purcelușule, căci nu mă voi da bătut atât de ușor. Ia să mă gândesc prin ce idee. Purcelușule, știu un câmp unde cresc cei mai mari și gustoși napi de pe fața pământului. Serios? Îți jur! Și sunt atât de buni încât îmi lasă gura apă doar gândindu-mă la ei. Îți plac napii, nu-i așa? E departe locul acela? Păi, la o aruncătură de băți, e chiar lângă râu. Eu voiam să mă duc mâine dimineață să culeg câțiva, ce zici? Dacă vrei, vin să te iau, putem mânca strajnic amândoi, ce zici, a? Vin? Îți place, a? Ce zici? Ai idee grozavă, la ce oră vii să mă iei? Păi ia să vedem, noi la 6 e bine? A, excelent, te aștept, să nu întârzi, te rog. N-am să întârzi, fii liniștit. Ce prostuție, nu știe că la cina de mâine seară îl voi mânca pe el. În dimineața următoare însă, la răsăritul soarelui... Purcelușul se trezi mai devreme decât ora la care trebuia să ajungă lupul și ieși din casă. Pentru a culege napii înainte ca lupul să sosească. De nerăbdare, de-abia aștept să-l mănânc pe purcelușul ăsta. Ia să vezi acum. Bună ziua, amicule purceluș, sunt eu amicul tău. Ești gata? Hei! Desigur, am fost deja și am cules cei mai frumoși napi din locul despre care mi-ai vorbit. Ce? Purcel, viclean, m-ai păcălit! Nu pot să renunț atât de ușor, mi-aș strica reputația. Purcelușule, știu și unde se găsește un copac cu cele mai mari și mai frumoase mere. Da? Și unde e? Lângă o fabrică veche pe deal. Dacă promiți să mă aștepți, voi veni să te iau mâine dimineață la 5. Am putea să mergem împreună, ce zici? Ți-ar plăcea? O, sărăcuțul de mine, lupul cel rău a reușit să mă găsească. Prietene, știam că te voi găsi aici. Am bătut la ușă și nu mi-a răspuns nimeni, așa că m-am gândit să te prind din urmă. Ia spune-mi, cum sunt merele? Sunt bune merele? Poftim, sunt delicioase. Mă bucur să aud asta. Oh, cum sunt sublim, minunate. Oh, atât de bun. Poftim, sunt chiar așa de bune? Da, sunt extraordinare. N-ai vrea să muși dintr-unul? Desigur, de ce nu mi-arunci și mie un măr, te rog? Ești gata? Poftim, prinde! Îl prind! Porcelușul m-a păcălit și de data asta! Lupul însă nu se dădu bătut nici de această dată și a doua zi bătu din nou la ușa purcelușului. Uf, de ce nu vrei să mă lași în pace? Am venit doar să te reanunț că astăzi după amiază se ține târgul pe deal. Vrei să mergem împreună la târg?
Cu mare plăcere! La ce oră vrei să mergem? Pe la ora 3, e bine? Desigur că purcelușul pleacă mult mai devreme spre târg. Am venit mai devreme ca să pot cumpăra tot ce îmi trebuie înainte de sosirea lupului. Ajutor, fugiți, faceți loc! Vine lupul! Și acum ce mă fac? Sigur pe mine mă caută! Trebuie să găsesc o scăpare! Am o idee! Trebuie un vas, vă rog! Da, e târziu, trebuie să plec! Vă rog, am nevoie! Lăsați-mi, iau singur! Unu... Doi... Băi, băiete, ce faci, băiete? Stai liniștit, domnule! Le voi plăti pe toate! Ah, porcelul ăsta obraznic crede că poate să mă păcălească la nesfârșit. Azi voi veni de hack sigur. Ce se întâmplă acolo? Ura! Bine gândit, băiete, te ajut și eu. Mulțumesc, domnule! Cine a trăznit să-mi facă mie una ca asta? O, nu vai de mine, ajutor! Ei, uitați-vă! Bravo, ține tot așa, bine! Trebuie să-ți dau o veste proastă, nu prea mai sunt vase! Ajutor, nu pot să mă opresc, trebuie să mă ajutați! V-ați bătut joc de mine și trebuie răsplată, o să vă mănânc pe toți, până la ultimul! Băi, săracii de noi, ce le face? Mă împingeți odată, vă rog! Dar de ce? Faceți cum vă spun! Bine, unu, doi, trei! Vine altul! Oh, no! Unde sunt? Afurisitul de purceluș m-a păcălit de prea multe ori. De data asta nu mai scapă el de mine. Ce frumos miroase! Trebuie să mai fiarbă încă puțin. Ascultă-mă bine, neobrăzatule! M-ai făcut de râs în fața tuturor! De data asta să știi că nu mai scapi! O să vin la tine să te mănânc! Dar cum să vină după mine? Încearcă să intre în casă pe goș! De data asta ești al meu, purcelușule! Astfel, purcelușul scăpă definitiv de lupul cel rău. După câteva zile, frații lui mai mari, ale căror casă fuseseră distruse de lup,
dă gura o mare petrecere în cinstea acelui mic. Noroc, noroc, l-a păcălit pe lup, gata. Toți sătenii se adunară și sărbătoriră. De atunci, cei trei purceluși au trăit fericiți în micuța casă făcută din cărămiz. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în